Bineînțeles că presa o să spună acum că mă înscriu în lupta pentru București și le încurc ăstora planurile. Adevăr e că ar merita să mă înscriu în lupta pentru București și să le încurc planurile acestor criminali ai României. Ia pune aici, domnule. Ia uite, gogoșele. Gogoșele. Să română. Să română. Asta e Paștele Catolic, da? Ia dată o gogoașe. Vezi că nu-i gogoașe politică. Nu-i gogoașe politică. Na, ca să fie hidoșia și mai mare, înțelegem că doamna Șoșoacă, ea, dacă ar putea, s-ar înscrie și ea în cursa asta pentru București. Dar cine știe, poate candidează și ea la București. O să discutăm ora aceasta despre ce se întâmplă cu candidații de la București. O să vă mai arăt niște imagini, o să discutăm și despre sondaje, despre alianțe și la sectoare. Piedone îl susține pe prefectul Hopa Mitică, Hopincă, de la PSD-ul și PNL-ul, PS2 acum, așa, la sectorul 2. Acum, ce nu știe multă lume e că domnul Hopincă a fost acolo, a avut grijă de sectorul 5 când era un pic la pușcărie domnul Piedone. Deci așa cum își lasă copilul moștenire la primărie acolo, vrea l-am lăsat și pe ăsta la sectorul 2. Pe de altă parte zice Piedone, domne, eu dacă aveam 6 copii la 6 sectoare îi puneam pe toți, dar n-am 6. În schimb are 3 nepoți pe care nu-i recunoaște nepoți de aia de bun. Știți, aveți fiecare cât un văr, dar 7-lea după bunica cu străbunica, așa e Piedone cu ăștia. Dar n-aibii treabă, unui city manager la sectorul 5, altui consilier local, unui director executiv la poliție. Domnule Piedone, n-avem noi atâtea primării în țara asta câte rude aveți dumneavoastră. N-avem unde, e ca la aia cu Foncirea la Moromeții, n-avem unde să vi punem pe toți. Da, mai ușor așa, întorceți-vă înapoi la noastră acolo, la sector. Bine, o să vorbim și despre alianțele de prin țară. Începuse domnul Ialomițean ora trecută despre ăștia reinventații. Domnule, deci l-au adus pe ăsta la Brașov înapoi, primarul, cum să candideze, fost. La Timișoara la fel. La Bacău, cum îl cheamă pe ăla? Sechelariu, s-a întors și ăla. Domnule, pe toți. Domnule, dar nu făceați un lucru bun. Uite, eu nu mă supăram dacă îl întorceați pe Chiliman, de exemplu, la sectorul 1. Ah, dacă ăștia nu vă place, am înțeles, numai aia e voștri, bine. Și, na, să nu ziceți că nu vă anunț, au reapărut sindicatele din educație. Știți că îi căutam pe sindicaliștii, căutam, eram disperați toți când au zis ăștia că nu majorează salariile profesorilor, eu îi căutam, toți îi căutam. Nu erau acolo, că noi am susținut când s-au dus să ceară, dacă nu s-a mai dat, au dispărut. Au apărut din nou. Ei nu sunt numai de acord cu camerele astea video în școli. Nu, că trebuie să întrebăm părinții, profesorii. Păi de ce le mai pui? Că ea nu o să fie de acord oricum. Mai ales în școlile șmechere, unde șmecherii drogați, care fac tot felul de lucruri în școală, nu trebuie să vadă nicăieri pe nicio cameră. Ei își fac oricum TikTok-ul lor. Și tot ora asta despre noua lege apărării. N-avem vreme să o explicăm pe toată, dar sunt niște amănunte interesante acolo, cum ar fi militarizarea poliției. Începem a treia oră de politica zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a treia oră a rămas alături de noi Emilian Isăilă, jurnalist Podmedia. Mulțumesc, Emilian! Mulțumesc pentru invitație! De asemenea, a rămas alături de noi de la Brașov, fostul ministru de finanțe, Gheorghe Ialomițeanu, președinte PMP Brașov. Mulțumesc, domnule ministru! Și de peste mări și țări la propriu, Monica Tatoiu ni se alătură. Bună seara, doamna Tatoiu! Bună! Toată lumea bucuroasă să vă revadă. Doamna Tatoiu, cu noastră o să încep și vreau să vă mai arăt. Îi rog pe colegii mei să mai arătăm cu domnul Piedone, cu ceapa, cu usturoiul și cu cei 6 nepoți. Ca să, doamna Tatoiu, noastră nu sunteți aici să vedeți, doamne, ce campanie frumoasă se face aici în dulcele târg al Bucureștilor. Citesc presa. Ce s-a ajuns, mă, frate? Și ei și mijlocul ăsta așa. Plana asta. Sănătate și la luptă. Succes și... Da, și o ciocolată. Da. Pure Life? Da. Marius ai zis, nu? Marius, da. Pentru fratele meu Marius, dar are încredere în mine. Nu ne-am văzut niciodată. Îi mulțumesc de încredere și promit că nu o să-ți dă dezamăgesc. Eu, Cristian Popescu, Piedonel. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc. Sănătate și succes maxim. Îmi pare rău, un singur lucru îmi pare rău, că n-am 6 copii, că îi puneam la toate sectoarele ca să nu mai facă ăștia probleme după cine pune candidat. Sănătate multă, îmi dai și mie o semnătură? Da, ia ziceți doamna Tatoiu, cum se vede? Acum, eu citesc foarte mult, domnul Piedone, se adresează unui procent din populația Bucureștiului pe care
aici, unde sunt eu, există un aproce care agrează astfel de lucruri. Dar domnul Piedone nu are nicio șansă să ia mai mult 10% în București. Păi și astea, sondajele cu 40, doamna Tatoiu? PSD-ul încearcă să joacă de la două capete, dar nu are nicio șansă. Adică bucureșteanul, oricât ar fi de mitică, cum îi zicem noi bănățenii, miticii de București, au un anumit de bun simț, care nu se vede în târgul la mitad. Se vede la festival Mănescu, se vede la concert, se vede la o operă. Nu are o șansă. Ce cred eu că face îl promovează pe fiul domniei sale la sectorul 5. Uh-huh. Pentru că are structura necesară. Cătălia se va da între Nicolaan și Cristoiu. Asta va fi bătut. Da. Restul nu contează. Cine candidează, nu contează. Și aici eu cred că va câștiga ușor, dar deși mie nu-mi place. Da, deocamdată avem această hidoasă campanie. Domnule Ialomițianu, vin apoi și către teritoriu, dar aici la București, cum credeți? Cum s-a ajuns la situația asta? PSD și PNL au venit foarte târziu cu domnul Cârstoiu. Acum Piedone a intrat mai târziu, dar pe șmecherie, știe el ce face. Candidatul Aurul e la mișto și el. Dar ce văd eu este că Piedone susține un candidat al PSD-PNL la un sector, ceea ce înseamnă că lucrurile funcționează între ei. Să nu uităm că domnul Piedone a avut o întâlnire cu domnul Ciolacu acum o lună la Camera Deputaților. A fost o înțelegere. Ținta domnului Ciolacu a fost ca doamna Firea să nu candideze, să nu prindă putere în partid. A fost atunci înțelegere să candideze și domnul Piedone și PNL-ul, PSD-ul, deci au discutat să găsească un candidat să nu fie doamna Firea. Spunând, doamna Firea nu votează cei de dreapta, pe domnul Burdușa nu-l votează cei de stânga. Parcă ei stabileau în birou, domnul Ciucă și domnul Ciolacu, cine votează cu stânga și cine votează cu dreapta. A fost foarte bucuros domnul Ciolacu că a scăpat de doamna Firea. Sigur, domnul Piedone face circ, nu va lua foarte mult, își rezolvă problema lui fiul său și s-ar putea să-l vedem în toamnă în Parlament pe listele PSD-ului. Pe cine? Pe Piedone? Da. El? Piedone, senior, da. Am înțeles. Da, să-l vedem. Și domnul Ciolacu a mai rezolvat o problemă, l-a trimis pe domnul Simonis, chiar dacă discutăm mai târziu, l-a trimis la Timiș, ca să nu-l mai aibă în coastă cu domnul Grindeanu și acolo, pentru că la toate întâlnirile era domnul Grindeanu cu domnul Simonis. Și l-a trimis la Deci credeți că a fost o strategie de a scăpa de cei mai grei? Firea trimisă la Bruxelles, Tudose e la Bruxelles oricum? Da, să fie liniștit domnul Ciolacu și la fiecare i-a trimis în niște direcții. Iar are liniște. Asta a fost. Nu e vorba de a câștiga niște alegeri, pentru că vedem strategia. A scăpat de doamna Firea și atunci de Simonis l-a trimis la Timiș. Nu va câștiga la Timiș pentru că bănățenii nu o să voteze cu stânga, cum și la Brașov. N-am avut niciodată, PSD-ul nu a câștigat. Brașovul este un municipiu, este de centru dreapt. Emilian, crezi că rămâne în cursă Piedone? Mi-e greu să spun, dar în fine, dacă scorul lui e mare și în fine, trebuie să le spunem oamenilor că în acest moment Piedone are un pic în fața lui Nicu Șordan în cam toate sondajele, deci cu un procent. Dar, într-adevăr, mai sunt două luni până la alegeri. Depinde foarte mult de fiecare candidat ce oameni scoate la vot, câți, ce pondere are. Vedem la Piedone că el se adresează unui anumit tip de candidat, mai, în fine, cu studii medii sau cu studii medii, în general din clasa, sub clasa de mijloc, clasa de oameni ai muncitori și așa mai departe, și care, în fine, sunt mai ușor de prinși în acest joc al populismului pe care îl practică și îl promovează Piedone, dar aici depinde
și demobilizare, pentru că acest electorat este destul de volatil, în opinia mea. Adică sunt mulți care vin și se pozează cu piedone, își fac selfie-uri și așa mai departe, și se duc la, și în ziua votului se duc la grătar sau, în fine, fac altceva. Pentru că nu există, mesajul populist în general nu creează o conexiune foarte mare cu acest tip. Dar noi îl avem pe piedone și pentru a vedea... Cu o singură precizare și iarăși, cred că piedone, de fapt, și poate va fi decisiv în alegerile din București, nu are aderență la pensionari. Uh-huh. Pentru că mesajul lui este mult prea brutal și mult prea de neînțeles, adică agresiv pentru pensionari. Dacă te uiți și în piețe și în astea și cine se urmărește pe rețele și asta, o să vezi că sunt puțini. Pensionarii vor rămâne tot în zona, vor gravita în zona PSD și aici cred că Nicușor Dan are o șansă, pentru că a făcut destul de multe lucruri, de exemplu transportul. Dau exemple. Sunt mulți pensionari cu care am vorbit personal și care îmi spun că faptul că nu mai au treaptă la tramvai și că se urcă direct de pe... Da, oricum transportul public e o regulă acum în București. Pentru ei a fost un câștig că s-au schimbat câteva tramvaie în București și așa mai departe. Aici depinde foarte mult de calcule cât s-a reușit să transfere din zona PSD Nicușor Dan pensionar care să-l voteze, că ar putea să fie un vot decisiv. Pe de altă parte, Piedone este contracandidatul sau challengerul actualului primar cel mai important. Deci nu trebuie luat în râs, nu trebuie să-i scădem șansele, pentru că va depinde foarte mult chiar de Nicușor Dan să-și mobilizeze electoratul, să creeze această polarizare politică între ceea ce spunea doamna Tatoiu, clasa de mijloc, clasa de mijloc superioară din oraș, care, în fine, înțelege mult mai bine situația politică, contextul actual, dar și chiar și această, acești susținători ai lui Nicușor Dan și de centrul dreapta trebuie să iasă la vot. E foarte important. Întrebarea e dacă nu cumva gălăgia asta, doamna Tatoiu, e menită să nu vedem cât de slab e, de exemplu, candidatul Alianței sau alți candidați pe la sectoare, nu știu. Nu, ce am observat, domnul Iseila vorbea de pensionar. Eu vorbesc despre colegii de generație ai fiului meu, nu s-a dus la până acum, a fost 30 de ani. Sunt foarte preocupat. Și ceea ce face Recruiter și Reddit-ul mobilizează ternic. Deci eu nu am avut atâtea discuții cu copii de 30 de ani, merg la vot. Și ei vor înclina balanța în sunt școliți, au păr intelectuale, zice, și nu vor vota nici cu soi, nici cu piedone. O să vedeți participare la vot. Generația mea. E foarte bine. Dar știți care e problema? Nu trebuie neglijați oamenii aceștia care stă de vorbă piedone. Eu am spus-o și ieri, o spun și astăzi. Și ei sunt din București și ei sunt români și cu ei trebuie să vorbească cineva și pe ei trebuie să-i scoată cineva din sărăcia aia și din mizeria la propriu în care se află acolo. Și până acum ăsta s-a dus acolo. Nu se poate discuta cu ei. Vă spun ceva, că și eu am vrut. Eu când eram în politică am vorbit. Eu am testat. Ce pot să vă spun? Oamenii ăia nu pot să audă de ce e în capul lor. Nu dialoguează. Nu, dar trebuie să știi cum să iei. Adică oamenii aceia pot fi și ei, sunt copii în acele comunități. Pot fi aduși ei, pot fi scoși ei la lumină, dar pentru asta trebuie să te duci printre ei. Dacă se duce doar piedone, ce facem? Păi hai să vedem așa cele trei campanii. Vreau să le vedem un pic în paralel. Că ei sunt cei trei candidați importanți. Să joacă eu o glumă. Era săraca prin roller coaster ieri. Ce s-a ajuns, mă, frate? Și ei și mijlocul ăsta așa. Cu slana asta... Sănătate și la luptă. Avem gogoși politice, l-avem pe Nicușor, l-avem și pe doctorul. Gogoșele, gogoșele pentru voi. Dar îi mănânc, uite, fii atent cum îl mănânc. Fii atent așa. Gogoșile astea politice le mănânc eu așa. Vrei să te duci într-o familie? Ia spune. Asta-i târgu. Asta-i viața Bucureștiului. Haideți, vă rog, să-l primim cu căldură pe viitorul primar general al capitalei, domnul profesor, domnul doctor Cătălin Cristoiu.
Da, domnul doctor Cătălin Crăstoi, apropo de alianță, hai să vedeți ce a făcut PNL-ul la Gorj. Știți că era domnul ăla care făcuse nu știu ce campanie, că veneau primarii și băteau la ușă domnul Iordache. E, acum a luat cerbi și căprioare și a făcut din ele săracele, dați burtiera jos și Sabin, dăm partea de jos ca să vadă PNL-ul pe câmp. Aia e, domne, ia, hai să o dăm la full și da și burtiera jos. Deci ce vedeți aici sunt niște bieți cerbi și biete căprioare din care s-a reușit a se scrie PNL. Da, asta s-a putut face la Gorj. Ca să știți ce se întâmplă pe țară, nici animalele nu mai au nicio scăpare, înțelegeți? Eu am zis până acum să fugiți că vă pun ăștia candidați. Nu, aveți grijă, găinile, păsările, porci, ce aveți pe acasă? Nu, că cine știe ce iese cu ele? Fac ăștia trandafiri la PSD, la PNL, săgeți. Da, deci asta e și omul se laudă că am luat pe pagina domnului Iordache, care e președintele de la Gorj. Dar ca să știți cu ce ne ocupăm până întreaga țară. Apropo de întreaga țară, domnule Alomițianu, ia ce, domnule, deci la Bacău se întoarce, cum îl cheamă? Scripcarul se cheamă? Sechelariu la... Da, cred că e juniorul sau ceva, da. Că îl bătrân a murit. Nu, fratele, mai candidat. A fost la Ministerul de Construcții. A fost la Ministerul Transporturilor. Știți că era cu străzile cu ăsta. La Brașov vine fostul primar, care scripcarul, care a pierdut în 2020, pentru că în ultimul mandat n-a făcut nimic. Nimic n-a făcut. Atât a dat parcările unor prieteni apropiați de familie. La Timișoara, domnul Robu, e circar. Eu am terminat facultatea la Timișoara și poate doamna Tatoi îmi dă dreptate. Un profesor universitar, rector al Politehnicii, să prezinte poze sau secvențe că noată. Timișorenii nu acceptă. Cum de exemplu nici la Bacău nu a acceptat pe fratele lui Sechelariu să fie iertat, care făcea cir sau pe funar la Cluj, nici la Brașov, pe scripcarul. Nu-l mai acceptă să facă circ și să amenințe mediul de afaceri. Noi astăzi am lansat Alianța Uniți pentru Brașov, îl susținem pe domnul Coliban, a demarat multe proiecte pentru Brașov. Brașov arată foarte bine. Are un program pentru modernizarea Brașovului. Ce s-a întâmplat? Cei din Consiliul Local PNL și PSD au blocat un proiect de milioane de euro, o sală de sport polivalentă și pentru patinoar și alte sporturi, o investiție privată a unui om de afaceri, domnul Ion Țiriac, a blocat-o în Consiliu ca să se răzbune pe brașoveni și pe primar. Primarul a acordat facilități celor din pensionarilor pe mijloacele de transport și mulți pensionari o să-l voteze pe domnul Alen Coliban, iar domnul Scripcaru în 2010 a anulat aceste facilități și pensionarii nu vor uita. Iar mediul de afaceri în perioada acestui mandat au fost foarte liniștiți, pentru că n-au mai fost hăituiți de fostul primar George Scripcaru. Foarte mulți au spus: dom'le, noi în această perioadă am fost foarte liniștiți, am putut să investim în Brașov pentru că primăria a asigurat un aer așa de libertate și de democrație și de prietenie cu administrația publică. Bun, doamna Tatoi, revin la dumneavoastră că a fost roa de Timișoara și știu că ați mai fost aici în direct când vorbeam. Cum vedeți? Am vorbit cu fratele meu, care este pensionat și gașca lui, știți ce mi-a zis fratele meu? Noi ăștia de la votat, și dacă omoară pe cineva, tot poți să-l votăm. Deci ei au trecut prin... Așa mi-au zis, și dacă omoară pe cineva, pe le votăm, pentru că restul sunt o catastrofă. Da, oare au votat cu germani, dar ce păreau să vă spun? Da. Ce trebuie să înțeleg? Și asta aș vrea să văd. Un primar, dacă se alege și n-are consiliu, de acord, e blocat. Deci eu aș vrea să văd toți candidații ăștia defilând cu măcar 3 oameni eligibili din consiliu. Atunci o să am încredere. Asta am învățat pe cu care discut. Vreau să văd primar și pe 3 și oameni consiliu, de și consiliu și majoritate în consiliu. Emilian, scurt, crezi că acești primari din trecut, readuși acum candidați,
vor putea să facă... merge pe principiul pe care l-ai exprimat în prima oră. Da. Oamenii nu votează pierzători. De acord. Deci e foarte greu, lăsând la o parte acest anunț, care e verificat în confruntările politice. E foarte greu pentru un primar care a fost, cum e domnul Scripcaru la Brașov, care a pierdut alegerile și, într-adevăr, ții minte că la vremea respectivă avea o presă extrem de proastă, toată și presa locală și centrală. Le l-a acuzat domnul Rob. La, nu, Scripcaru, domnule. Scripcaru. Da, da, păi... Bunea, dacă nu vă convine, plecați din Brașov. Da, 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 a acuzat de corupție. La domnul Robu nici nu mai spun. Da, domnul da, Robu era... Așa. Deci, cred că e foarte greu pentru că, unul, s-au schimbat generațiile. Oamenii au văzut și altceva, mai ales în Brașov, Timișoara, chiar și în București. Și acest lucru contează în momentul în care oamenii au o variantă și, într-adevăr, nu e nimeni mulțumit de București sau asta, dar ideea e când vezi că se mișcă anumite lucruri, că nimeni nu așteaptă și când vezi că se fură mai puțin, că, de fapt, aici este o mare problemă. Da, că, și că nu te agresează nimeni, lucrurile capătă și intră pe un anumit făgaș. De asta... Și la toate astea mai e o problemă. Așa. Faptul că alegele într-un singur tur la primar, e foarte greu să miști primarul din funcție și aici va fi foarte greu și de asta cred că PSD-PNL nu vor reuși să-și îmbunătățească scorurile în marile orașe. Poți să-i miști doar prin șocuri. Și domnul Isaila, știi ce se întâmplă? Eu văd și la Brașov PSD-PNL. Nu funcționează da, ca o alianță, exact, cum a fost în 2012. Aveau ei obiectiv să ajungă la guvernare. Acum se ceartă, se amenință, nu funcționează. Da. Chiar dacă susțin un candidat, lucrurile la nivelul organizației stau altfel. Nu se înțeleg, ci se atacă între ei, își reproșează. Deci nu se poate baza pe cele două organizații să susțină un candidat. Da, e interesant, sunt foarte curioasă. Cred însă că un șoc din ăsta populist administrat s-ar putea să clatine anumite scaune de primari. Da. De asta eu spun că nu este de neluat în seamă ce se întâmplă la București, pentru că e un mesaj care se dă în toată țara și grobianismul ăsta pe care îl vedem la Piedone... E circul ăsta care îl face Piedone... Da. Da, păi... nu ne face cinste ca o țară a Uniunii Europene. Iată. Nu, dar pe de altă parte va trebui să ne confruntăm și cu acest tip de populism. Sigur, da. Adică... De asta am zis că trebuie să coboare și restul candidaților da. În stradă. Eu sunt perfect de acord păi, aici. Eu am fost pe străzile alea și știu, trebuie să știi să vorbești cu ei. Dacă nu știi să vorbești cu ei și să te înțelegi cu ei, înseamnă că nu ai ce să cauți în politică și n-ai de ce să-i reprezinți. Corect. Că reprezinți corect. Toți românii. Dacă nu mergi toți la Sorbona, nu știu. Dacă bine. Nu mergi până să... prin cartiere, să stai de vorbă cu oamenii și să le rezolvi problemele. Oamenii. Bine, hai să mergem un pic la școală. Deci a venit doamna ministra educației, că am înțeles că acum se zice ministră. Și zic și o ministră. Doamna ministră Deca, doamna redactor șef de la România Educată. Și o zis că ea rezolvă problema asta cu violența în școli dacă pune camere audio-video. Eu sunt foarte de acord cu ele, dar nu mă treabă pe mine cineva în mod special. Noi, dar au apărut sindicatele. Eu sunt foarte așa dezamăgită că știți că am susținut aici cu greva profesorilor, dar am susținut pe profesori. Atunci era bătălia bătăliilor cu sindicaliștii. Rupeau pe aici să intre, să spună, să explice de ce și așa. Noi, după ce i-au țepuit pe profesori politicienii, nu mai era domnule picior de unul care să explice noi, ce s-a întâmplat, unde-s banii, de ce nu s-au dat. Acum s-au întors. Nu puteți să puneți camere de astea video în școli dacă nu-s de acord profesorii și părinții. Ce ziceți, doamna Tatoiu? Fără camere școli, s-a văzut la bacalaureat. Da? Când da. S-au băgat camere la bacalaureat, a început să vedem un lucru de cancer. Același lucru. Pentru că nu părinții se împotrivesc. Vă spune un fost profesor. Îmi asum. Da? Îmi asum. Da? Să nu se bată, că profesorul nu-și face o praf, că se uită pe Facebook în timp ce le dă copiilor. Haideți să fim cinstiți și să recunoaștem. Nu tot. Nu majoritatea, dar în acea minoritate dintre profesori care își bate joc de școală, aia se va opune prima. Ca și la reforma din sănătate. Că nu toți medicii sunt nenorociți. Marea majoritate sunt serioși. Dar exact pelagra, cancerul ăla, împiedică reforma. Peste tot. Iar profesorii sunt primii care sunt. Nu părinții. Profesorii, să nu se afle ce fac ei la clasă. Da. Să nu există competiție.
Domnule ministru Lămițianu, sunteți și noastră profesor, ați predat și la liceu, la, doar la facultate. Liceul economic, da, colegiul... bun. E nevoie de camerele astea? E nevoie de acordul profesorilor, părinților? Doamna Ioana Constantin, zice-se, înainte se zvonea că pe profesorii deranjează predatul. Acum îi deranjează examenele. Se obișnuiește în perioada de pandemie totul să fie online. Și chiar rectorul Universității Transilvania a zis, domnule, examenele să dau fizic. Și le-au stricat la mulți concediile. Să știți că profesorii blochează, adică nu vor schimbări, nu vor să se audă ce se întâmplă. Nu, într-adevăr, doamna Tatoi are dreptate. Într-adevăr, sunt profesori de excepție și cei mai mulți, dar sunt și profesori care se opun modernizării predării, transparenței. De ce să te deranjeze să fie camere de luat vedere pentru bacalaureat? Nu e nicio problemă. Dacă îți faci treaba, și eu am supravegheat la bacalaureat și înainte de 90 și după 90. Dacă îți faci treaba, nu ai nicio problemă. Transparența, să știți că este unul din principiile de bază într-o societate sănătoasă. Și trebuie, într-adevăr, de profesorii să manifeste mai multă responsabilitate, dar trebuie și salarii. Eu vă spun, în multe școli apar probleme și prin faptul că profesorii nu intră la ore la timp, nu se ocupă de predare, de multe ori se plâng profesorii că au condiții, nu au suficienți bani pentru a-și duce ziua, adică să trăiască, și atunci sunt și elevi care speculează, le spun la părinți și apar situații de genul acesta. Sigur, au profesorii dreptate că nu sunt plătiți la nivelul la care ar trebui, dar trebuie să eviți. Dacă ai decis să lucrezi în învățământ, trebuie să-ți asumi și anumite acum, lucruri. Acum, toate astea cu camerele a plecat de la violență, de la consum de droguri, Emilian. Asta ne interesa, să-i vedem pe holuri când își împart între ei drogurile. Da. Și... aici foarte importantă nuanța pe care ai stabilit-o. Dacă profesorii se opun camerelor în spațiile comune, jurul școlii, holuri, WC-uri și asta, e greșit. Dacă discutăm despre actul predării în interior, acolo lucrurile trebuie să capete anumite nuanțe. Pentru că, de fapt, de foarte multe ori, relația profesor-elevi, de multe ori este o relație care are și... Nici acolo n-ar trebui să deranjeze. Dar s-au bătut în clase, domnule. Da, cred că ar trebui să ai și la un moment dat profesorul să poată să aibă un buton de panică prin care, în momentul în care apar scene de violență, să poate să-l acționeze, să se filmeze. De ce spun asta? Relația dintre profesor și elevi poate să aibă o doză emoțională și dintr-o parte și din alta. Dacă îi filmezi, dacă asta, poți să modifici această relație, acest mod în care profesorul se raportează la elevi sau elevii. Poate să fie unii mai emotiv care nu mai ridică mâna și în lipsa camerelor ar fi contribuit la lecție și așa mai departe. E o chestie mult mai sensibilă. Deci sunt, în opinia mea, spațiile comune trebuie monitorizate și, într-adevăr, acolo este dezastru. Iar camerele din interiorul claselor, acolo unde are actul de predare, trebuie cumva făcute, filmarea să fie pe un sistem de alarmare, buton de panică sau alte lucruri, pentru că, de fapt, acest demers al camerelor trebuie să fie în ajutorul elevilor pentru și al profesorilor, pentru a le garanta securitatea. Nimeni nu vrea să vadă pe rețele sociale că s-a bâlbuit nu știu ce profesor sau că o fată din banca 5-a se înroșește când trebuie să răspundă. Asta nu interesează pe nimeni, dar în cazul în care se droga în clasă la laborator, acolo trebuia să avem camere. Deci în momentul ăla profesorul are buton de panică. Pentru că avem o informație foarte importantă, o să revenim după publicitate, o informație de ultimă oră, soțul unui politician foarte cunoscut are ordin de protecție, ne întoarcem imediat, nu se poate apropia de soția sa, ne întoarcem imediat. Informația momentului, doamnelor și domnilor, s-a emis ordin de protecție pe numele lui Șoșoacă. Poliția îl caută pe soțul Dianei Șoșoacă. La data de 2 aprilie, Poliția Capitalei Secția 6 a fost sesizată direct de către o femeie cu privire la faptul că soțul său o agresează din punct de vedere emoțional, fiindu-i creată astfel o stare de temere. Femeia a precizat că în trecut soțul său a agresat-o și fizic. Eu vă citez din comunicatul poliției. În urma celor sesizate a fost întocmit formularul de evaluare a riscului
riscului, context în care a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Victima, adică șoșoacă Diana, și-a exprimat acordul cu privire la montarea unei brățări de monitorizare electronică în sarcina bărbatului. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie raportat la infracțiunile de amenințare și hărțuire, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 2. Silvestru Șoșoacă nu s-a prezentat la sediul poliției pentru montarea sistemului. Polițiștii au demarat verificări în vederea depistării acestuia. Nu mai avem foarte mult timp. Doamna Tatoiu, ce ziceți? Deci noi avem puțin, tot mai puțin polițiști care să se ocupe de problemele reale în stradă. Droguri, violență, accidente. Și uite-te cu ce, la ce reacționează poliția imediat. Despre ce vorbim? Păi dacă nu puteau să ignore dacă ați fi agresată. Deci, nu verifici. Întâi, eu relația mea cu poliția, am avut multe probleme, da? Dacă e o persoană importantă și cu gură mare, se rezolvă imediat. Dacă este o problemă reală pe stradă, nu se deplasează. Deci nici nu merită să discutăm. Da, aici s-a găsit brățară, dar la femeile alea toate săracele care au murit, au fost bătute până au murit și așa mai departe, nu s-a mai găsit brățară. Exact. Deci este un cir ieftin electoral. Da, nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de Diana Șoșoacă. Domnule Alumițea, nu e de campanie sau chiar așa o fi? Sigur, mi-e greu să mă pronunț fiind o persoană de sex feminin într-o... Da, mi-e greu să... Dar totuși doamna Tatoi are dreptate. Prea o reacție rapidă a poliției, iar în situații foarte grave vedem că poliția nu reacționează. Să nu fie o chestiune politică. Sper ca domnul Șoșoacă să nu facă lucruri împotriva doamnei Șoșoacă, adică agresiune fizică sau altceva, dar oricum e folosit în campania electorală de doamna Șoșoacă. Și e păcat că poliția face joc cu doamnei Șoșoacă. Sper să nu fie adevărat, ci să fie într-adevăr o atitudine a domnului Șoșoacă peste limita legală în relațiile cu fosta soție sau actuala soție. Da, nici nu mai știu, parcă era un divorț. Emilian Isaila, da, să mai vină și Erica Isaac cu Macarena și gata, am făcut de toate. Problema e că polițiștii n-aveau ce să facă dacă au văzut dovezile și plângerea și asta, dacă se întâmpla ceva erau de vină, dacă nu reacționau legal erau de vină. Și de asta, dar pe de altă parte, cei doi poate să folosească acest scandal între ei politic și să beneficieze de mediatizare și de promovare largă. Și atunci, dar aici chiar, adică într-adevăr, polițiștii au multe bube pe cap și asta și într-adevăr nu reacționează în foarte multe cazuri. Păi asta e supărarea mea, că au murit atâtea femei și nu s-a verificat, exact. Nu s-a dat un ordin, vină ea, intră peste ele și în casă. Și în cazul ăsta, dacă te pui în locul unui polițiști, ce naiba faci? Dacă nu-i pui lua la brățară, e pe de-o parte și te sună șefii, dacă nu ții cont de aia și încalci legea, intri la... Și îmi pare mie rău că violența asta domestică împotriva femeilor este o problemă foarte mare în România. E foarte gravă. Multe și femei și-au pierdut viața, exact. Mulți copii abuzați. Și asta e sensibilă circ. Situația. Da, și ăștia fac circ. Da, păi au găsit o vulnerabilitate și se apucă și fac circ. Da, doamna Tatoi, eu ziceți. Dacă ne uităm, vorbeam de alegeri, dacă ne uităm și la Ursula și SOS, 9 iunie va însemna momentul adevărului. Despre noi ca țară. Despre noi, da. Despre aceste partide, da? SOS nu va lua nici 2%. Da? Aurul are aceeași trebuie stare să strângă semnături. Și atunci, acest tip de mesaj acoperă dezastrul din 9 iunie, în care vom vedea că sunt o gogoașă fără conținut. O să vedem. Să doamna... lui Piedone. Da, să sperăm că e adevărat. Piedone e șeful lor. Da. Șeful gogoșilor. Și SOS-ul și Aurul, veți vedea, n-au structuri teritoriale, n-au nimic. N-au decât filmează. Da? Atât. Și urlă. Mai fură candidate la alte partide. La tine. Da, atât. Care se ducă după iepuri. Nu, să vedeți pe noi, e cum se dezumflă toate aceste partide. Bine, să meargă românii la vot. Vă mulțumesc, stimați invitați. Da, domnule Ialu Mițianu, ziceți.
Nu, să meargă românii la vot și să voteze așa cum știu, în mod responsabil. Și o să-i sancționeze pe toți care au făcut circ și pe cei care au guvernează în mod irresponsabil, făcând numai aranjamente politice. Mulțumesc, stimați invitați, domnule Alomițianu, doamna Tatoiu, Emilian. Mulțumesc foarte mult. Scurtă pauză. Diana Șoșoacă a obținut ordin de protecție provizoriu împotriva soțului său, Silvestru Șoșoacă, despre care spune că a amenințat-o cu un cuțit și că a abuzat-o fizic și emoțional. Îl acuză de violență, așadar, inclusiv fizică. Din comunicatul poliției ni se spune că Poliția Capitalei a fost sesizată direct de către Diana Șoșoacă cu privire la faptul că soțul său o agresează emoțional, fiindu-i creată astfel o stare de temere. A mai precizat și că soțul a agresat-o în trecut fizic. În urma celor sesizate de senatoarea Diana Șoșoacă, ea și-a dat acordul cu privire la montarea unei brățări de monitorizare electronică în sarcina soțului său, Silvestru Șoșoacă, pentru că nu s-a prezentat la secția de poliție în acest moment. Silvestru Șoșoacă este căutat de poliție. Se vorbește și de săvârșirea infracțiunii de încălcare a unei măsuri dispuse prin ordinul de protecție provizoriu emis anterior. Este informația momentului. În orele următoare aici pe B1 TV, cu siguranță veți afla date suplimentare din acest caz. Politica zilei a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Vă așteaptă imediat colegii mei. Să aveți o seară liniștită. Ne revedem mâine. Aveți grijă de dumneavoastră.